adevărului, care pretutindeni pe toate le împlinești. Misterul bunătăților Stătorului Veal se cunoște, se lușuiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă în duce de sus lui Dumnezeu și pe Domnul în pace între oameni de nevoire. Slavă în duce de sus lui Dumnezeu și pe Domnul în pace între oameni de nevoire. Doamne, buzele noastre vei deschide și gurile noastre vor vesti lauda ta. Cuvinte-se cu adevărat să te fericim, dă-i sătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și cu toată nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, precea mai cinstită decât fierovimii și mai preaslăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pre tine cea cu adevărat descătoare de Dumnezeu. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Slavă ta! Slavă Tatălui! Vremea sa slujii Domnului, binecuvintează Părinte! Pururea și vecii vecilor, amin! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește! Preacucernice, Părinte, binecuvintează! Cel ce din cer, în chip de limbi de foc, a trimis pe Preasfântul Său Duh, peste Sfinții Sărăgenii și Apostoli, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților Apostoli, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pace de lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm! Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Pentru dat preasfințitul Părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și cea Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului. noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru armata cea iubitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Și pentru vremuri de pace, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe usca freată și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei întemnițați și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu răscorire Sfântia Gusile la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Doamne Dumnezeu nostru, a cărui stăpânire este neasumnată și slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și grădioană negreită, însuși Stăpâne, după milosivirea Ta, caută spre noi Sfântă Biserică, biserica aceasta și bogată milă Tale și durile Tale cu noi cei care se roagă împreună cu noi. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Să Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne Dumnezeu nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Binătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce vă spusese casei Tale. Și pe aceștia răspăzește preamurită cu dumnezească Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru Tine. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, toți Sfinții să o pomenim. este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ceea ce ne dorim noi aceste rugăciuni obștești și până de care și la doi și la trei care se unesc în numele Tău, ai făcătui să le putem și ele dăsul și acum prin și de folos a rogilor Tăi, dându-ne în veacul de acum așteptări și ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpână noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți ființii să o pomenim. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce ai ajutat în cer, rocețile și părinților și arhanul, spre slavă tale, plăcam că nu puteam să fie și întreați, mulțumesc, dar să ne spune bunătatea ta. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Să sfântești, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Dumnezeule cel Sfânt, care trăsfieți de odinei și la ceva sunt trăite și rodare, serafimii și stăviști de toată puterea cerească închinat, și la ce de neființă în ființă ai adus toate, care ai zdipion după chipul și asemănarea ta cu harul care ai împodobit, și la ce dai înțelepciune și pricep și puteți vedera pe cei. Care învrencești tu noi smeriți și nevrenci lovitei în ceasul acesta sa înaintea slavei Sfântului Tău Jefenic și acea ciudatului ta închinare și proslăvire în sustăpâne primește gurile noastre păcătoașilor în trei sfânta cântare și le cercetează putea toți și de voi și de voi sfințesc sufletele și plănoaștele de slujimului și în toate vieții noastre pentru că cine prea sfinte născătoarele și prosfinților. morminte. Pace tuturor. Și Duhului tău, cu cuvântul Domnului, cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii lui toată puterea lor. Fericit este neamul căruia Domnul este Dumnezeul lui, poporul pe care l-a ales de moștenire lui. Înțelepciune. Din epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, ca fii ai luminii să umblați, pentru că roada luminii este în orice bunătate, dreptate și adevăr, încercând ce este bineplăcut Domnului. Și nu fiți părtași la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le pe față, căci cele ce se fac într-o ascuns de ei roșine este ale și grăi, iar tot ce este pe față se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este descoperit lumină este, pentru aceea zice: deșteaptă-te, cel ce dormi, și te scoală din morți și te va lumina Hristos. Deci luați seama cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți, răscupărând vremea, căci zilele sunt grele. Drept aceea nu fiți fără de minte, ci înțelegeți care este voia Domnului și nu vă îmbătați de vin în care este pierzare, ci vă umpleți de Duhul. Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând ție, celui ce bine ai vestit, și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Evanghelie după Sfinții Evangheliști Matei și Ioan, citire. Să luăm aminte. Zisa Domnul: vedeți să nu disprețuiți pe vreunul din acești mici, că zic vouă că îngerii lor în ceruri pururea văd fața Tatălui meu care este în ceruri. Căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Ce vi se pare? Dacă un om ar avea 100 de oi și una din ele s-ar rătăci, nu va lăsa oare în munți pe cele 99 și ducându-se va căuta pe cea rătăcită? Și dacă s-ar întâmpla să o găsească, adevărat zic vouă că se bucură de ea mai mult decât de cele 99 care nu s-au rătăcit. Astfel, nu este voia înaintea Tatălui vostru cel din ceruri ca să piară vreunul dintre aceștia mici. Dacă îți va greși fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și dacă te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. Iar dacă nu-i va asculta pe ei, spune-l bisericii. Iar dacă nu va asculta nici de biserică, să-ți fie ca un păgân și vameș. Adevărat grezi vouă, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer. Și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Iarăși grezi vouă că dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu, care este în ceruri, că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Zisa Domnul, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine și pe Tatăl meu l-ați fi cunoscut, dar de acum îl cunoașteți pe el și l-ați și văzut. Credeți mie că eu sunt întru Tatăl și Tatăl este întru mine, iar de nu, credeți-mă pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă zic vouă, cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu și mai mari decât acestea va face, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere întru numele meu, aceea voi face ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac. Duhul adevărului, pe care lumea nu poate să-l primească pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi însă îl cunoașteți pentru că rămâne la voi și în voi va fi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Încă puțin timp și lumea nu mă va mai vedea. Voi însă mă veți vedea pentru că eu sunt viu și voi veți fi vii. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt întru Tatăl meu și voi întru mine și eu întru voi. Cel care are poruncile mele și le păzește, acela este cel ce mă iubește. Iar cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte de toate cele ce v-am spus eu. Pace ție, celui ce bine ai vestit. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, miluiește! Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeule părinților noștri, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru noi, Sfințitor Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru armata cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru frații noștri, românași, preoții, diaconi, monași, Și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinții, frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, câtitori și binefăcători ai acestui sfânt lăcaș. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, miluiește. Încă ne rugăm pentru câtitorii, binefăcătorii și miluitorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii ce se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, fac bine întru tot cinstită și sfântă biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte așteptând de la tine mare și bogată mie. Dumnezeu nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi netremni și cu milință aducem această mulțumire bunătății tale pentru binefacerile care au fost asupra robilor tăi, binecredincioșilor din parohia aceasta și asupra tuturor celor care s-au ostenit la lucrările ridicării acestei sfinte biserici. Omenește, Doamne, Dumnezeu nostru, pe Părintele nostru Arhiepiscop Ioachim, împreună cu toți frații noștri preoți și preotesile lor și copiilor din protocopiatul acesta, pe toți cei care sunt de față, pe preacuvioșii părinți și pe toți cei care i-am pomenit. Pomenește pe Părintele Gheorghe, prezbitera Marta, împreună cu familia lui și cu toți fiii și fiicele lor duhovnicești, pe toți ctitorii, binefăcători, ostenitorii, miluitorii și ajutătorii acestei sfinte biserici. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevăit, a primit până acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire împrednicită ale împrednicările lor, așa și de acum înainte împrednicește-i, aspori într-o dreapta credință, în dragostea către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune, și a dobândit ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii robii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruiește-le pace, sănătate și liniște. Și ne învrednicește pe toți totdeauna mulțumirea aduce cele prea bune a grăi și a cânta. Ție și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și bunul și de viață Făcătorului tău Duh. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! să ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic, cu tot neamul lor cel adormit, și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeului nostru să-i cerem Domnului să ne rugăm. Care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat cedrul în viața lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, ale ctitorilor sunt locașului acestuia, cele tuturor celor care sunt înmormântați în cimitirul parohiei acesteia. Odihnește-ne în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singure și fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău adevărul. Domnului să ne rugăm. Digna sufletelor adormiților robilor tăi, ctitori acestei Sfinte Biserici, adormiți în cimitirile comunei acesteia, Hristoase Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață păcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fericită dormire veșnică, odihnă fădoară sufletelor adormiților robilor tăi care s-au pomenit, tot neamul lor cel adormit și le fă-lor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire. să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pentru păcatul noastră, pentru sfințele poporului, primește, Dumnezeu, rugăciunea noastră, pentru credința și îndrăgire și înțelepciune. Sub stăpânirea Ta, întotdeauna fii păziție, slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iarăți de multe ori câte mâna îndreptat și rugăm Ție, bunule și viitoare Doamne, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului. Să ne dai nouă să stăm nevinovași fără de os înaintea Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește Dumnezeului celor se roagă împreună cu noi sper în viață și în credință înțelegerea cea duhovnicească. Ele lor să slujească Ție totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără de os să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și se învăincează cerească Ta împărăție. Nimeni din cele gazi cu pofte și cu dezbătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească Ție în curate al slavei. Deci a slujiți este lucru mare și înfricoșător chiar și pentru putere cerești, dar totuși, pentru iubirea Ta de oameni ce negreită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare de corpul Domn și arhiereu a nostru de cătuși ca un stăpân a toate, ne da slujirea sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu singur, Doamne Dumnezeu nostru, stăpânești cele cerești, cele pământești, și la ce șezi pe tronul cherubimilor și Domnul Serafimilor și Împăratul Israel, la ce singure sfânt și într-o sfință odihnești, deci pe Tine te rugăm și la ce singure ești bun și binevoitor, caută spre noi păcătoși și nevrenci și robii Tăi și ne curățește sufletul și inima de cugete viclene și pe noi cei ce suntem îmbrăcați cu harul preoției învrednicește-ne cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, să stăm înaintea Sfintei Mese acestea și să jertfim Sfântul și Preacuratul Tău Duh și Sfântul Tău Sânge, căci la Tine vin și o nevrenicul precâtul cu magii și corupție. Întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi peste slujitorii Tăi, și binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și nevrednic cu robul Tău, că Tu e Cel ce aduci și Cel ce Te aduci, Cel ce primești și Cel ce Te împarți, Hristoase, Dumnezeu nostru, că Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bun știu de ascultătorul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Noi care pe cărubim putem și păcătoare de viață prin presătă cântare aducem toată grija cea lumească acum sole tădare. Pe păratul tuturor să-L primim pe cea năcoșurată chip nevăzut, ce trângerește aliluie, aliluie, aliluie. Noi care pe cărubim cu tare putem și păcătoare. Pe împăratul tuturor să primim pe Cel înconjurat, în timp de-am văzut de cetele îngerești, aliluia, aliluia, aliluia. bisericesc și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții într-o adormire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și binefăcătorii spălăucașului acestuia, pe-ați ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Cei ce-au adus aceste sfinte daruri, pe cei pentru care s-au adus vii sau adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție. Pe cei adormiți de neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați sau sorori, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție. împărăția sa. Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași, luptători români din toate timpurile și din toate locurile, pe toți cei adormiți pentru dreapta credință, pentru întregirea neamului românesc, pentru puternitate să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Pe Părintele Paroc Gheorghe Păzaru, prezbitera Marta, împreună cu binecredincioși și creștini din parohia aceasta, cu toți ctitorii, binefăcătorii, ostinitorii, miluitorii și ajutătorii acestei sfinte biserici, și pe voi, pe toți drept măritorilor creștini, care v-ați adunat astăzi la această sfântă și dumnezeiască liturghie, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Preoțire voastră să le pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa, întotdeauna. Supus înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Ca să fim izbăviți noi din tunecaz, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit, de la Domnul să cerem. Sfârșitește vieții noastre fără durere, neînfruntată în pace și răspunsul cel bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Sfințească, cât și creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Previnecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pace tuturor, să ripim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Și Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăimea cea de ofiță și nedespărțită. Ușile cu înțelepciune să luăm aminte. Crede unul Dumnezeu, Tatăl Atotzitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor păsuțești și nevăzute, și unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut ne-am făcut, cel de oființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut Domnul și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace o aduce. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi, cu toți. Și cu să avem inimile. Dumnezeu, de grăit, de putere, de nevăzut, neajuns, pururea ființă, același timp, ușurul născutul tău și după de noi și căzându-ne iarăși ne-ai ridicat și ne îndepărtat pe toate păcându-le până ne-ai sfârșit la cer și de împărăția ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim Ție și noi a născut Fiului Tău și prea Sfântului Tău Duh, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru că ne faci lealtate și lealtate să cu noi, mulțumim și pentru liturghia aceasta pe care binevoit au primit din mâinile noastre și stau înaintea Ta mii de arhangheli, zeci de mii de îngeri, cherubini, cei cu ochii mulți, serafini, cei cu șase ani care se înalță zburând, cântare, Dumnezeu, Sfânt, Sfânt, Sfânt și Grei, Sfânt, 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 Domnul Sabat, Mânse, Cerul și Pământul de mărirea Sa, Osana, Cei de Sfânt, este cuvântat și acestea în primele Domnului, și Osana, Cei de Sfânt, cu aceste fericite puteri și noi, iubitorii de oameni, stăpâne, strigăm și grăim, Sfânte și preasfânt, Tu și unul Sfântul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, Sfânte și preasfânt și slavă Tăi, stăpâne de măreție, atât de mult ai iubit lumea, încât pe unul Sfântul Tău l-ai dat ca tot ceea ce crede în Tău să nu piară să aibă viață veșnică. Și acesta a venit și toată rânduiala cea pentru noi din noaptea în care a fost Sfântul, sau mai degrabă când El însuși s-a dat pentru viața lumilor, pâinea cu Sfintele și prea curate și cărăpleca în mâine sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând a dat Sfinților Său ciniți și apostoli, zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul după cine zicând: pentru acesta toți, acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin. De înalțarea la cer, de șederea ce de dreapta și de doua slăvită iarăși venire. Ale Tale, dintr-o ale Tale, Ție ți-aduce de toate și pentru toate. Ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul la trăirea apostolilor Tăi, pe acesta, bunule, nu lua de la noi, cele noi ești de nouă, celor ce ne rugăm Ție. Mă curată să deșuri până Dumnezeu și cu dreptul noi și cu cele cuvântele noastre. Mă curată să deșuri de noi, Dumnezeu și cu dreptul noi și cu cele de nouă. Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toată movițească, Sfântul Sânge, Te chemăm, Te rugăm și Sfântul la Tine credem. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Scoate cu pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului Tău, iar și aceste împotirul acesta, cinstit sângele Hristosului Tău, refăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Tășirea cu Duhul Sfânt spre prea împărăție cerurilor, spre drăznea cea către înțelea noastră și ca spre o sândă. Încă aducem această slujire cuvântătoare pentru cea Dumnezeu prin strămoși, părinți, patriarhi, proroși, propovăditori, evangheliști, munciniști, mărstori, postnici, pe tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o dreaptă credință. Pomenește, Doamne Dumnezeu, pe toți titlurile bisericii acestea, pe frații noștri preoți împreună slujitori al lui Hristos. Pomenește-ne, Doamne, pe noi, pe preotesele copiii noștri, pe toți preoți din protocopiatul acesta, pe cei care ne iubești, pe cei care ne urăsc pe noi, pe cei care au ajutat această Sfântă Biserică, pe copiii aceștia care cântă și pe cei care pentru binecuvântate price sau pentru mulțimea numelor noi am pomenit. Pomenește, Doamne, pe toți frații și surorile noastre, părăția sau totdeauna. rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoși care învață de cuvântul adevărului, toată preoții, și am tot Hristos diaconime, tot preoții de cei și de ampare. Încă aduce în ziua aceasta slujere cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfântul Sfântul Apostolească Biserică, pentru cei ce împărăție și acest pentru aduți aminte, Doamne, de santa acesta care și santele. Cei ce cu credință lucrez cu ele, aduți aminte de cei ce credință lucrez cu ele. Te pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg și zi sănătos, îndelungată zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea. Să fie milele mari lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi cu toți. Doamne, miluiește! Pe toți sfinții pomenindu-i iarăși și iară în fața Domnului, Doamne Dumnezeu nostru, de biserica aceasta, de satul acesta, de comuna aceasta, care viețuim și slujim de toate orașele și satele și de cei care cu credință locuiesc întrânsele. Aduți aminte, Doamne. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi. Pomenește, Doamne, Dumnezeule, cu harul Tău. Este privitor, Doamne, să credință în toată viața și nădejdea noastră și cerem și rugăm și cumințele înaintea Ta cădem. Încredincește-ne să ne împărtășim având cuget curat, cucerește-ne și bucăștoare tale tainice să sfinte și după și mese, spre lăsarea păcatului, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, spre moștenirea împărăției celor sfinte, Dumnezeul nostru, cel ce le-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicesul său jertfelnic, să ne trimită nouă Dumnezeul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi dintr-un necaz, România, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Unitatea credinței și părtășia Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. De vrem noi să vâne cu îngrăzire, fără de o sândă să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, și a zice: Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre obiință, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântul Sfântului Domnului Nu intrați cu toții, pentru că vă faceți, aveți niște pantofi atât de frumos, o să vă murdăriți cu toții. Mergeți pe alee, nu vă grăbiți, că nu este nicio problemă, puteți să înconjurați biserica și după noi, dar e mult glod acolo și s-a făcut și acolo o verdeață frumoasă, dar vă spun, nu este prea prielnică pentru ca să intrăm cu toți acolo. Eu vă fac atenți, dumneavoastră, dacă vreți, ascultați, dacă nu, nu pot să vă spun mai mult. Se va face slujba în Sfânta Biserică, vor intra doar câteva persoane, asta înseamnă maxim 30 de persoane. Noi suntem deja 30 de preoți și în altar unde se va sluji, se face sfințirea, vom fi doar 7 preoți cu părinții arhidiaconi, bineînțeles, împreună. De aceea vă rog să aveți puțină răbdare cu noi. Slujba de sfințire va fi precedată de un cuvânt de învățătură și de binecuvântarea în al preasfințitului, apoi se vor spune câteva cuvinte, se va citi Hrisoful și este timp ca până mâine în al preasfințitul dă binecuvântare, mâine la orele acestea să se poată intra prin Sfântul Altar. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim multă, multă sănătate, bucurie, lumină și căldură, văd că ne dă Dumnezeu. Felicităm încă o dată corala și corul. Să fiți binecuvântați de Dumnezeu, o zi foarte frumoasă, să fiți sănătoși. Mulțumim! Yeah. Pe care le înmulțește în așezământul acesta, în țara noastră, în România și în toată lumea ta, iar pe noi credincioșii care cu săptele acesta ne sfințește, că Tu ești Cel care binecuvântezi toate, Dumnezeu nostru, să-i slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine v-am găsit, copilani! În ce clasă sunteți voi? A doua? Dar acum cu online-ul ăsta nu știu dacă ați trecut între a doua. Dar voi sunteți cei mai frumoși copii din Caraclău sau din ținutul acesta al oneștilor? Sunteți frumoși, nu? Și sunteți bucuroși astăzi? Da! Păi nu aud, mai tare ceva. Da! Da, deci voi și după aceea îmi promiteți că o să învățați bine la anul? Da! Și îmi promiteți că o să fiți cei mai cuminți copii din lume? Da! Îmi promiteți că o să ascultați de părinții voștri? Da! De educatorii voștri? Da! De părintele? Da! Părintele vine pe la biserică, pe la școală, pe acolo? Nu! Deci, doamna preoteasă vine, da? Ea vine? La școala ei. La școala ei, da. Dar foarte frumos. Bine, copilari, vă mulțumim pentru aceste frumoase obraze, dar ați luat în mod special opingerea asta, nu? Păi hai să facem o fotografie. Eu mi-am luat pantofi, dar o să iau opingeni în locul meu, dați mie opingeni. Deci eu nu prea sunt opincar, nu prea am. Păi hai să facem o fotografie aici, frumos. Veniți lângă mine. Haideți aici în baza scenei. Întoarceți-vă cu fața la biserică, da? Binecuvântat ești și soase Dumnezeul Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har, cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Chip de limbi de foc, din cer a trimis pe preasfântul Său Duh, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoare în cruci, cu ocrotirile Sfântului Ioan, gură de aur, a cărui Turgheam săvârșit-o, și pentru rugăciunile Sfinților Îngeri, pomenințasele Sfinților și dreptilor dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana, cu rugăciunile și ocrotirile Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Paraschiva de la Iași, ocrotitoare Moldovei și eparhiei noastre, Sfântului Antipa de la Caraclău și pentru rugăciunile Sfinților și dreptilor dumnezeieștilor Părinți, Ioachim și Ana și le tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În al preasfinția voastră, în al preasfințite Părinte Arhiepiscop Ioachim, este o bucurie de suflet pentru noi, pentru că iată astăzi sunteți prezent în satul Caraclău, în comuna Bârsănești, un loc binecuvântat de Dumnezeu, cu oameni harnici și darnici și iubitori de Dumnezeu. Credința lor a făcut ca să se ridice acest sfânt locaș și totodată să fie împrospătat cu harul lui Dumnezeu prin hărnicia și dragostea pe care au arătat-o față de Părintele Paroh Gheorghe Pânzaru împreună cu prezbitera Marta, cu acești fii frumoși ai satului, cu o corală în al preasfinția voastră care ne-a uimit într-un mod cu totul deosebit la această dumnezească liturghie și prezența credincioșilor care nu aduc altceva decât bucurie, pace și liniște în sufletele noastre. Ei sunt florile bisericii, ei sunt cei care compun Biserica lui Hristos și iată astăzi, după ziua de naștere a Bisericii, pomenim pe însuși Preasfântul Duh și pe Preasfânta Treime. În al preasfinția voastră sunteți de câteva zile în protopopiatul nostru și simțim harul și binecuvântarea pe care faceți în așa fel încât ziua să fie plină de har și adevăr. Nu trebuie decât să ne uităm cu ochii noștri să vedem acest petec de cer senin. Cum ne-a spus aseară Ioane, nu-ți fă nicio grijă, are grijă Dumnezeu de sfințirea Lui și de casa Lui mai mult decât au meteorologii. Și vreau să vă spun că am zâmbit atunci din prognoza de astăzi și se vede că prognoza Duhului Sfânt este cea mai importantă. În al preasfinția voastră m-ați delegat să vă spun programul ce urmează și vă spun că în ceea ce urmează și pentru credincioși cu prezența domnului primar, a oficialităților din comunitatea aceasta, salutând pe toți preoții care au venit din toate comunele, din protocopiatul nostru și nu numai de aici, chiar și de la București este prezența Părintelui Arhidiacon, consilier patriarcal, a părinților care au venit de la Iași, Părintului Profesor Rusu, de la Botoșan, fii ai satului, părinții care cu atâta dragoste îl înconjoară pe Părintele Gheorghe Pânzaru și ne bucurăm de această bucurie. După ce se va citi Hrisovul pe care îl va citi Părintele Arhidiacon Nectare sau Părintele Ioan pe care i-ați delegat Arhidiaconii în al preasfinției voastre, vă rugăm să binecuvântați ca Părintele Gheorghe Pânzaru, având această ascultare pe care ați dat-o în acest loc, să-l binecuvântați cu investirea de econom stavrofor al acestei parohii, pentru că este atât de vrednic și se vede nu numai prin prezența credincioșilor, dar și prin lucrările pe care le va săvârși. În al preasfinția voastră vă rugăm apoi să oferiți câteva distincții de vrednicie pe care le vom oferi doar câtorva din credincioșii care sunt evidențiați de Părintele, știut fiind faptul că Părintele are foarte multe nume de adus, să spunem, într-o cinstire și la slujba de duminica viitoare sau cealaltă ați propus în al preasfinția voastră să fim prezenți ca să le mânăm special acestor oameni vrednici într-un moment festiv și fiecare să primească o icoană din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a Cuvioasei Maicii noastre Parascheva. În sensul acesta vă invităm apoi să sfințiți Sfânta Biserică prin lucrarea și harul investit de Mântuitorul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea mâinilor în al preasfinției voastre, de unde și noi am primit harul preoției. Vă mulțumim și vă încredințăm de ascultarea, de pomenirea și de rugăciunea noastră. Vă salutăm dreapta! Îmbrățișându-l pe Părintele Protocop, considerați că am sărutat sufletele fiecăruia dintre frățiile voastre, care ați binevoit să întregiți sărbătoarea de astăzi, voi cleri și credincioși. Este o emoție când mă întâlnesc cu frățiile voastre, cei care faceți parte din Biserica lui Hristos. Și emoția este cu atât mai intensă cu cât zilele acestea, ieri și astăzi și tot timpul care începe, timpul acesta curgător spre infinit, este Duminica Rusaliilor care se pregătește, este vorba de întemeierea Sfintei noastre biserici. Și ieri cred că toată lumea s-a gândit la acest aspect, la această mare sărbătoare praznic împărătesc în calendarul Bisericii noastre ortodoxe și a Bisericii universale, pentru faptul că la rugăciunea Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Ghetsimani, când s-a rugat ca tot să fie una, e bine, această unitate în Duhul Sfânt, în puterea energiei necreate a lui Dumnezeu, care animă fiecare suflet conștient și liber, care aderă la această nouă manifestare a Duhului Sfânt în lume, Biserica lui Hristos, adică trupul său tainic, frățiile voastre având conștiința că sunteți botezate în numele Preasfintei Treimi. Deci iată că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Treimea cea de o ființă, este icoana fiecăruia din noi. Deci și noi suntem căutători ale acestei icoane, adică de unde venim. Și drumul nostru este către infinit, pentru că noi nu avem asemănare în lumea aceasta. întrucât omul a fost creat în mod cu totul deosebit. Amintiți-vă cei care scriți Scripturile, citiți Scripturile, că a suflat asupra omului celui dintâi duh de viață și omul s-a făcut ființă vie. Deci iată, noi avem acest dat ontologic, ca să vorbesc mai teologic, mai profund, adică avem niște atribute ale ființei noastre care nu le găsim la alte creaturi ale lui Dumnezeu. Pentru faptul că Dumnezeu, tot din Scriptură știți că El a zis și s-a făcut, El a poruncit și s-a zidit. Deci când a zis Dumnezeu să fie lumină, a fost lumină. S-au făcut fotonii, s-au făcut lumina. După aceea toate celelalte au fost create prin cuvânt. Deci toată creația este plină de cuvinte. Cuvântul creator, verbul care zidește, verbul care transformă energia noastră neputincioasă în energie puternică, care ne dă sens și ne dă perspective și ne propulsează prin cunoaștere către alte valori spirituale, care, însumându-le și afișându-le cu ele, adică arătăm faptele noastre tuturor acelor care sunt în prejurul nostru, ca ei, văzând faptele noastre, să slăvească pe Dumnezeu în treime lăudat. Deci iată, ne chemăm unul pe altul, sau mai precis, sau mai intuitiv. Este ceea ce spunea Părintele Paisie la Sihăstria, marele nostru duhovnic, că noi nu facem în această viață decât să ne tragem unul către Rai, să ne căutăm unul pe altul, să ne odihnim în celălalt și împreună să mergem către Raiul Desfătării, că acolo îl vom întâlni pe Dumnezeu față către față și după aceea cunoscându-L. Ei bine, dorința aceea acerbă de a cunoaște permanent ce este Dumnezeu, cine este, nu ce este. Ce este înseamnă că noi mergem în profunzimea lucrurilor materiale, dar cine este? Este o persoană, conștientă și liberă. Și nouă ne-a dat această libertate Dumnezeu ca să mergem către profunzimile lui Dumnezeu. Când am fost botezați în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, atunci înseamnă că am fost afierosiți să îndreptați pe o cale către asemănarea lui Dumnezeu. Deci a boteza înseamnă a afunda sau a scufunda. Unde? În sânul Preasfântei Trăiri. Deci în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh suntem afundați. Deci să mergem către trăime și să păstrăm trăind în unitate de Duh, unitatea de suflet, unitatea de cuget, unitatea de simțire, unitatea tradițiilor care arată frumusețea ortodoxiei și a credinței noastre, unitatea dogmatică, unitatea ascultării. Și atunci, bineînțeles, Dumnezeu se va recunoaște în noi și în faptele pe care le-a făcut spre slava Lui. Vă mulțumesc, iubiți credincioși, pentru primirea frumoasă care ne-ați făcut aici și de câte ori venim și la Mănăstirea de Sus. Deci suntem împreună și dacă suntem împreună nu avem de ce să ne temem ce ne va face nouă omul sau duhurile necurate, cum spunea Scriptura. Pentru ziua de astăzi însemnată, deci o zi de sărbătoare, vor fi rusaliile personale ale acestei biserici. Vom invoca Duhul Sfânt care va transforma în această biserică înnoită, restaurată, redată frumos, potrivit cerințelor și exigențelor actuale cultului nostru ortodox. Deci, având în vedere că dumneavoastră faceți parte din biserică ca niște cărămizi vii și conștiente, care sunteți legați între voi prin Duhul Sfânt, care este liantul acesta care ne leagă, ne unește pe toți. Ea bine, conștientizați că redați acest locaș cultului vostru și când mergeți în biserică, evident că vă veți împărtăși de darurile nevăzute ale lui Dumnezeu. Biserica este poarta cerului și locul de întâlnire cu Dumnezeu. Așa să fie permanent. Deci pentru a consemna acest eveniment astăzi sărbătoresc, că nu se face în fiecare an o sfințire de biserică. Acesta este un eveniment rar. Și voi sunteți, iată, persoanele sau credincioșii unui eveniment unic, de aceea vă îndemn să-l trăiți ca atare în toată dimensiunea lui sacră, dimensiunea lui dogmatică, teologică, tradițională și așa mai departe. Am întocmit acest Hristos pe care l-am semnat și împreună cu mine pe cei care sunt aici și veți podoaba casa lui Dumnezeu. Îi vă dam citire ca să, să vă faceți părtași pentru faptul că este o istorie concentrată a ceea ce s-a făcut până aici, până acum, în la acest mijlocaș. Și mulțumim Părintelui Praroc care a organizat, v-a organizat pe voi cu Consiliul Parohial, de aceea, așa cum a spus Părintele, vom evidenția pe preotul care îi vom arăta recunoștința noastră pentru tot ce a făcut aici și după aceea câțiva credincioși care au participat mai intens, însă astăzi considerați că fiecăruia vă dăm câte un dar, care este darul nevăzut, binecuvântarea lui Dumnezeu. Și atunci când vă veți intra în Sfântul Altar și vă veți închina acolo, să vă rugați pentru voi înșivă, pentru pacea sufletului vostru, pentru pace în lume, pentru ca Dumnezeu să trimite picăturile de har, cum a trimis asupra pământului și pământul de roade și se înverzește. Este foarte interesant, am trecut înspre Caraclău pe aici și am văzut cel mai înalt deal, cum se cheamă dealul ăla? Babaghici. Da, așa se... Dar ce interesant, este verde până în vârf. Acela de obicei când îl vedem, de obicei îl vedem uscat, nu-i așa? Pe faptul că înflorește sau crește iarba pe babaghița, atunci să știți că este fertilitate în țară, în ținutul acesta. Să ascultăm și după acest isop și apoi ne vom deplasa, urmărind frățiile voastre, gesturile noastre liturgice, care sunt pline de semnificație. Să vă ajute Dumnezeu și vă mulțumim! Acest tub l-am ținut în mână pentru faptul că acest document va fi așezat aici și îl vom îngropa în piatra altarului ca pomenire și amintire de acest eveniment cu numele celor care au contribuit și sunt titori înnoitori ai acestui locaș. În tradiția noastră noi oferim primarului acest care se-l poartă până la altar și acolo, într-un mod solemn și liturgic, vom îngropa acest altar. Să vă ajute Dumnezeu să ascultați Hristos. Hristos, cu puterea, cu lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu, cel întreime slăvit, astăzi 21 iunie anul mântuirii 2021 și de la facerea lumii 7529 s-a sfințit biserica închinată Sfintei Treimi din satul Caraclău, comuna Bârsănești. Această de Dumnezeu binecuvântată așezare este situată în depresiunea Taslăului, la 4 km sud-est de satul Bârsănești, pe cursul mijlociu al pârâului Caraclău, ce izvorăște din pădurea Dealul Mare, de la o altitudine de 500 de metri din munții Berzunți. De altfel, Caraclău este un toponim provenit din limba turcă însemnând pârâul negru. Memoria colectivă a bătrânilor reține faptul că acesta este satul în jurul vetrei căruia s-au stabilit și locuitorii vechilor sate, Pleșești, Rediu și Voicești, comasate de-a lungul timpului în Caraclăul ce dăinuie până astăzi. Războind filele istoriei, găsim o prima atestare documentară în anul 1656, când, printr-un act domnesc, voievodul Ștefan Gheorghe al Moldovei confirmă hotarele moșiei Caraclău, făcând parte din ocolul Taslăului de Sus, ținutul Bacăului. Această moșie se găsește în proprietatea răzeșilor până în jurul anului 1750, iar mai apoi pe rând a boierilor Costache Krupenski și Sanducu Krupenski până la anul 1864. Prezența vieții bisericești răsare din negura vremurilor tot în această perioadă, în anul 1771 fiind construită de către Costache Krupenski biserica din lemn Adormirea Maicii Domnului și refăcută la 1877 de urmașii acestuia. Pe locul vechiului lăcaș se află în prezent capela din cimitirul parohial ce păstrează hramul istoric. Istoria Bisericii Sfânta Treime începe în anul 1901, când credincioșii din Caraclău obțin de la familia lui Nicolae Drăghici un loc în centrul satului, potrivit pentru clădirea unei biserici. Lucrările la fundație au început sub păstorirea preotului Gheorghe Ionescu, zidirea propriu-zise efectuându-se între anii 1912 și 1913 de către meșterul italian Giovanni, preot fiind Gheorghe Ciosu. Din cauza primului război mondial, lucrările se întrerup, urmând a fi reluate în anul 1921, zidirea bisericii până la Tun, terminându-se în anul 1925. În anul 1927 vine în parohia Caraclău preotul Mihail Pușcașu, care impulsionează lucrările de finisare. Pictura bisericii se realizează în stil bizantin de pictorul Ioan Zarman din București, sub pastorația preotului Eugen Macedon. Lucrările de pictură au luat sfârșit în anul 1932, an în care s-a săvârșit și sfințirea bisericii de către arhiereul Ilarion Mircea Băcăuanul. La cutremurul din 1940, biserica a fost avariată la turla din față, reparațiile fiind făcute sub pastorația preotului Artemie Negureanu, iar în 1965 este numit la parohia Caraclău preotul Vasile Schirliu, care face câteva reparații în interiorul lăcașului sfânt. În luna noiembrie 1976, la parohia Caraclău a fost numit tânărul preot Sebastian Albu, care după numai câteva luni va fi nevoit să înceapă un anevoios proces de consolidare a bisericii ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, în urma căruia biserica este grav afectată. Lucrările de reparație au fost executate de cooperativa Munca din Târgu Ocna și interiorul de tânărul pictor Ion Zărnescu de la Cașin. Prin strădania părintelui, a Consiliului Parohial și a Comitetului Parohial, la 11 iunie 1979, biserica a fost sfințită de către ierarhul de pioasă amintire Eftimie Luca. Din luna ianuarie a anului 2003, am numit ca paroh al parohiei Caraclău pe Părintele Gheorghe Pânzaru, care cu binecuvântarea noastră, printr-o lucrare comună a Consiliului Parohial, a credincioșilor satului, precum și a unor prieteni și oameni iubitori de Dumnezeu, în ultimii ani au fost efectuate ample lucrări de consolidare, renovare și înfrumusețare. La interior s-au refăcut pereții și tavanul bisericii prin aplicarea armăturii cu plasă de buzău, șip și tencuială, s-au consolidat cu stâlpi din fier beton cele 4 arcade de la Sfinții Evangeliști până în fundație, s-au înlocuit ferestrele cu unele tip termopan cu vitralii, s-a montat o instalație termică în pardoseală și calorifere, s-a placat pardoseala cu marmură, s-au înlocuit catapeteazma, icoanele, stranele și întregul mobilier, s-a pictat în tehnica fresco întreaga biserică și cafasul, s-a dotat biserica cu mai multe rânduri de veșminte, acoperăminte pentru Sfânta Masă, precum și alte podoabe, odoare sfinte, obiecte și cărți de cult. La exterior a fost vopsit acoperișul bisericii, s-au reparat și zugrăvit pereții, s-au repictat sfinții din firidele de jur împrejurul bisericii, s-a izolat fundația, s-au turnat trotuare și s-a placat cu piatră naturală, a fost construită și pictată o nouă intrare în Sfântul Locaș, având și destinația de altar de vară. S-a construit și o anexă pentru centrala termică, iar casa prasnicară din curtea bisericii a fost de asemenea complet renovată în interior și în exterior, între ultimele lucrări efectuate fiind înlocuirea ușilor, a ferestrelor și a acoperișului. S-au făcut lucrări de amenajare a curții, s-a placat cu piatră intrarea, precum și fundația gardului. Astăzi, 21 iunie 2021, în ziua cinstirii Preasfintei Treimi, după mulți ani de muncă și jertfelnicie pentru frumusețea acestui sfânt locaș, conjugarea efortului depus de Părintele Gheorghe Pânzaru, dinpreună cu binecredincioșii și evlavioși, închinători și donatori, se vede încununat prin slujba de sfințire săvârșită de către noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La Sfânta Liturghie Arhierească și la sfințirea acestui sfânt locaș au participat Preacucernicul Părinte Ioan Bârgăoanu, protopop al Protopopiatului Ionești, un sobor de preoți de la parohiile învecinate, reprezentanți ai autorităților județene și locale, precum și numeroși credincioși din comunitățile apropiate care au poposit aici în rugăciune. Scrie, Doamne, în cartea vieții pe iubitorii lăcașului Tău cel sfânt, semnează înalt preasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Gramată chiriarhală. Noi, Ioachim, de mila lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune că preoții ce își țin bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostănesc prin cuvânt și învățătură, precum și de tradiția asta tornicită în Sfânta noastră Biserică, potrivit căreia slujitorii destoinici care își împlinesc cu hărnicie și aleasă râvnă misiunea preoțească, să aibă parte de prețuirea și dragostea noastră părintească. Hotărâm Preacucernicului Părinte Gheorghe Pânzaru de la parohia Sfânta Treime Caraclău, Protopopiatul Onești, județul Bacău, să-i se confere rangul onorific de econom stavrofor, cu binecuvântarea arhierească de a purta semnele distinctive prevăzute de articolul 144, litera C din Statutul de Organizare al Bisericii Ortodoxe Române. Se înmânează acest act, întărit cu sigilul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului astăzi, ziua Mântuirii 2021, luna iunie, ziua 21, ca semn de recunoaștere a vredniciei sale în activitatea pastoral-misionară desfășurată. Rugăm pe Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-l întărească într-o slujirea Bisericii lui Hristos. Semnează în al Preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vrednice, porunciți în al Preasfințite Stăpâne, porunciți în al Preasfințite Stăpâne pe robul lui Dumnezeu, cucernicul Părinte Gheorghe, spre a fi hirotosit, iconosul aprofor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce toate cu înțelepciunele economisești și prin economia Ta ce de după trup ai lucrat mântuirea noastră, Cel ce pe înțeleptul econom, care bine ai economisit, le-ai lăudat ca pe un stăpân al casei, binecuvintează pe robul Tău acesta, preotul Gheorghe, spre a se face econom stavrofor, și le puternicește și îl întărește pe dânsul, ca într-o credință, în înțelepciune și cu bună plăcere, să-ți economisească ție lucrurile și averea bisericii, pentru că astfel făcând și astfel slujind, să se împlinicească de bucuria celor ce bine au întrevințat talanții, să scape de rușine de care trebuie să fugă și de obsunda slujii cele viclene, care cu lenevire și-a îngropat talantul. Cu rugăciunile și soririle prea binecuvântate născătoare de Dumnezeu, ale Sfântului Gheorghe, purtătorul de biruință, ale cuvioșului de Dumnezeu, purtător părinții ai noștri, ale Sfântului și apostol și biruitor mucenic Barnava, cu ale tuturor Sfinților Tăi, că s-a sfințit și s-a preamărit întru tot ce țin numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Smerenia noastră prin harul întru tot Sfântului Duh. Te prohirisește pe tine, Preacucește Preote Gheorghe, Iconom Stavrofor, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Pentru faptul că v-am văzut de multe ori împreună lucrând în via Domnului cu Părintele în calitate de preotească, dar și în calitate de cadru didactic care lucrați mult pentru educarea copiilor și totodată pentru învățarea lor lucrurile sfinte și cele frumoase ale bisericii. Pentru aceasta, în mod solemn acum, în fața credincioșilor pe care îi păstorește Părintele, să vă ofer această icoană cu Sfânta Curioasă Parascheva, care este simbolul nostru al Arhiepiscopiei. Icoana aceasta ar trebui să fie prezentă în fiecare casă a frățiilor voastre, pentru faptul că este unica icoană în iconografia ortodoxă redată Curioasa Parascheva îmbrăcată cu hanele Maicii Domnului și așezată în 1550 în frescele din Catedrala Arhiepiscopală din Roma. Frăția ta o pui într-un loc al casei și vă închinați și vă sigur că vă primi multă milostivire de la Sfânta Curioasă Parascheva. Se va ajute Dumnezeu. Bun. Și acum... Înalt Preasfinția voastră, Înalt Preasfințite Părinte Ioachim, mulțumim Bunului Dumnezeu pentru marea sărbătoare de astăzi. Mulțumim că ne-a ajutat să ajungem la acest mare eveniment. Mulțumim Înalt Preasfinției voastre că ați venit să ne sfințiți Sfânta noastră Biserică. Mulțumim din suflet tuturor credincioșilor din satul Caraclău, în primul rând, și din împrejurimi. Mulțumim celor care ne-au ajutat, sponsorilor, cărora le vom înmâna diplomă de vrednicie și câte o icoană. Mulțumim domnului cântăreț Blănaru Fănică și mulțumim de două ori și pentru sprijinul acordat la lucrările de renovare și pentru sprijinul spiritual prin acest cor de fete și de fetițe, de copii, la care a muncit și muncește mult. Mulțumim consilierilor care ne-au ajutat. Mulțumim domnului Ilie Mihai, care ne-a ajutat mult. Ne-am dorit marmura în Sfânta Biserică și a fost o cireașă de pe tort pentru noi când nu aveam cu ce să ne primim această dorință, dânsul ne-a ajutat. Mulțumim domnului primar, Gelu Botezatu, Consiliului Local al Primăriei Bârsănești, care ne-a ajutat. Mulțumim domnului pictor, care a pictat atât de frumos și scris atât de frumos. Mulțumim domnului Mihai Andrei, care de la cărămidă am început cu dânsul lucrările și pregătind pentru Victor, și tot dânsul este cel care ne-a încheiat prin ajutor ca să putem să ducem la capăt aceste lucrări. Noi, preasfinția voastră, vă oferim din suflet. Noi, preasfinția voastră, Părintele, și din partea familiei, a bisericii, vă oferim o icoană a Sfintei Trăimi, în aplauzele credincioșilor pentru dragostea înaltă voastră, pentru noi toți. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, distincție de vrednicie. Ne bucurăm că fiii și fiicele bisericii noastre drept măritoare înmulțesc talații primiți în dar de la Preabilostivul Dumnezeu, arătând credința ortodoxă și lucrând pentru binele bisericii, conferim cu părintească dragoste această distinție de vrednicie ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre familiei sau Domnului. Apoi în altă voastră vă dau citire la toate numele, având în vedere vom intra în Sfânta Biserică și apoi Părintele vă va oferi solemn aceste distinții. Pentru dragostea și sprijinul acordat pentru împlinirea lucrărilor de renovare și înfrumusețare, alături de preotul paroh Gheorghe Pânzaru, a bisericii din parohia Caraclău, protocopiatul Oniști. Sub ocrotirea Preasfintei Trăimi, Dumnezeu să răsplătească, să binecuvinteze pe toți titorii. Semnează Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului, cântăreț Blănaru Fănică, Andrieș Sandu, Roșca Fănică, Pavel Ion, Pavel Tinu, Sveta Gică, Pelin Nelu, Florea Ion, Plenaru Ionel, Mihai Ilie, primar Botezatul Gelu, Pașcu Ionel, Mihai Andrei, Gelu Marcu, general Vasile Genică Apostol. Mulțumindu-vă tuturor, vom intra și vom intra împreună cu un alt preasfințitul la Sfânta Sfințire. Vă mulțumim. Cântând cu toții troparul pogorârii Duhului Sfânt, ca Duhul Sfânt să coboară peste noi și peste lăcașul acesta de bine. Cântat ești, Hristoase, dacă vreți, numai puțin. cele despărțite cerii, totdeauna și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să slava, știința și înțelepciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune! Din cartea profetului Ezechiel citire. Să luăm aminte. Asta crește Domnul. În ziua cea mai dinainte, preoții vor înălța pe jertfele cadre de tot ale voastre și jertfele de împăcare și eu vă voi milostivi spre voi, zice Domnul. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la partea ce de la afara templului spre răsărit și aceasta era încuiată. Și mi-a zis Domnul, poarta aceasta încuiată va fi și nu se va deschide și niciun om nu va intra prin ea, căci Domnul Dumnezeu lui Israel va intra prin ea, de aceea va fi închisă. Cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâine înaintea Domnului. Pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus pe mine pe calea porții dinspre mează noapte în fața templului. Și am privit și iată era plină de slavă casa Domnului. Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Să luăm aminte. Că vremea aceea a venit Iisus în părțile Cezariei lui Filip, îi întreba pe ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu Fiul omului? Iar i-au răspuns, unul zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Răspunzând, Simon Petru a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu îți zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zdi biserica mea și porțile iadului nu vor birui. Și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Face ție celui ce ai din miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru Dal Preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte. Se sfințește biserica aceasta, închinată preasfinte trăind Dumnezeul nostru, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, trimea cele oființe și nedespărțitea, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Mare Nemir, în numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului, amin, sfinților mucenici, înțelepciune drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei, și ea avea o soră ce se numea Maria, care, așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui, iar Marta se silea cu multă slujire și, apropiindu-se, a zis: Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Și răspunzând Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie, căci Maria în partea cea bună și care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acesta, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis: Fericit este pântecele care te-a purtat și fericit este peptul la care ai supt. Iar el a zis: așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și le păsesc pe el. Pace ție, binevestitor! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugându-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Și pururea pomeniții ctitorii acestei Sfinte Biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pentru tine. Slavă, înțeleg, și cerul Părinte și cu Tatăl Părinte și prea Sfântului și Bunului de viață, Tăpătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu am aminte. Se resfințește biserica aceasta, închinată preasfinte trăind Dumnezeul nostru, cel în trăime lăudat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, trăimea cea de o ființă și desfățită, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Mare Neamț, în numele Tatălui, Amin. Și a Fiului, Amin. Și a Sfântului Duh. Amin, Sfinților mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați încolonat, rugați-vă Domnului să se miluiască sufletele noastre. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Duhului Tău! De Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Ioan citere. În vremea aceea era în Ierusalim sărbătoarea târnosirii templului și era iarnă, iar Iisus mergea prin templu în privorul lui Solomon. Atunci l-au împresurat iudeii și i-au zis: până când ai să scoți sufletul din noi? Dacă tu ești Hristos, spune-ne nouă pe față. Iisus le-a răspuns și le-a zis: v-am spus și nu credeți. Lucrările pe care le fac în numele Tatălui meu, acestea mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți, pentru că nu sunteți dintre oile mele. Oile mele ascultă glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin după mine și eu le dau viața cea veșnică. Pace ție, binevestitorule! Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Ești pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dar ne rugăm pentru toți frații noștri, pentru toți ucenicii și dreptăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison, Kyrie, biserica aceasta cu hramul preasfintei trăini Dumnezeul nostru, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Mare Neamț, în numele Tatălui și a Fiului, Amin, și a Sfântului Duh. Amin. Sfinților mucenici, Ooh. cel ce toate le faci și le întocmești pentru mântuirea neamului omenesc, primește rugăciunile noastre ale nevrednicilor robilor tăi și ne vrednicește în ceasul de acum. Să săvârșim fără de o sândă sfințirea bisericii acesteia, care s-a ridicat și s-a zidit și s-a înfrumusețat pentru lauda ta, Dumnezeul nostru, închinat în trăime. Și în ea să facem ridicarea altarului, că Tu ești Cel care binecuvintești toate, Dumnezeu nostru. Ție slavă înălțăm, împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, preasfântul și bun de viață, păcătorul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Cel ce ai așezat cetele îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei tale, fă ca împreună cu intrarea noastră a sfințiților tăi slujitori să fie și intrarea sfinților tăi îngeri în casa aceasta, pentru că ei împreună cu noi slujesc și împreună slăvesc bunătatea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Deschideți căpetenii, porțile voastre, deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul puterilor, Domnul cel tare în războaie. Acesta este Împăratul Slavei. Deschideți căpetenii porțile voastre, vă deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul puterilor, Domnul cel tare în războaie, acesta este Împăratul Slavei. Deschideți căpetenii porțile voastre, vă deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul? Domnul puterilor, Domnul cel tare război, acesta este Împăratul Slavei. Binecuvântat ești, Hristoase Dumnezeul nostru. Este discurs strâns și eliminat și atotputernic. Dumnezeule cel veșnic, și ne rugăm fie milostive, biserica aceasta ce s-a zis de lauda cea a umplilor de Dumnezeia ta slavă, dar pentru ei arată să fie Sfânta Sfintelor, ca și noi și ce stăm înaintea Lui, ca înaintea Dumnezeului celui fricoșător al Părinților tale. Preosfântă să slujim ție rugăciuni pentru noi și pentru tot poporul tău, înălțând și jertfa cea fără de sânge bunătății tale adăugând și le învăță cazul celor de voi și celor fără de voi, de viețirea vieții, spre săvârșirea puterii vieții, spre primirea toată dreptatea. S-a binecuvântat de Sfântului Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, biruiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel care ai dăruit Sfinților mucenici care au pătimit pentru Tine această slavă, ca să se semne în tot pământul maștele lor, în sfintele Tale biserici, și roadele de tămăduire să răsară însuși Stăpâne Cel ce ești dătătorul tuturor bunătăților. Pentru rugăciunile Sfinților, ale căror Sfinte Maște, ai binevoit a se așeza în cinstită biserica aceasta, îmbrâncește-ne pe noi, fără de o sândă, să aducem în ea jertfa cea fără de sfinte și ne împlinește toate cerurile cele sfântite, dând ca răsplătire celor ce au pătimit pentru spermele Tău și darul de a face minuni pentru a noastră mântuire. Că a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veșnică pomenire ctitorilor fondatori și înnoitori ai sunt locașului acestea, veșnică lor pomenire. Veșnică pomenire fie ctitorilor fondatori și înnoitori ai Sfintei Bisericii acesteia. Veșnică pomenire ctitorilor Sfintei Bisericii acesteia. Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeu Și acum trimite harul preasfântului Dumnezeu. Ne binecuvintează pe noi și apa aceasta. Amin. Ca să fie spre sfințirea și desăvârșirea jertfei nevoiului tău, că binecuvântat ești. În vecii vecilor. Amin. Stropindu-vă cu isop, ne inviteți să înlocați pe tale, Doamne, și perilor. Dorește să sfârșește Sfântul meu după cursurile Domnului. Inima mea și Duhul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, să pasărea așa fructasă și turturea la tine, unde-și va pute cu ei săi, altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericit sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este la tine, Doamne. Tu ești prin inima sa, a fost de valea plânterii în locul în care i-a fost pus. Binecuvântarea va da cel ce pune lege, merge vorea din putere și putere. Arătați-vă Dumnezeu, Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeu puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeu lui Iacob, apărătorul nostru vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mii. Aleasa a fi lepădat în fața lui Dumnezeu mai mult decât a locui în locași de păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul, Dumnezeu har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă în nereutate. Doamne, al puterilor fericite, omule cel ce ne dăruiește pentru tine. Rogumesc lui Iisop și mai văzvălțiți pe lapte și mai mult decât se poate. Mare mila ta și după mulțimea îndurării tale și ce fără de legea mea, mai păcătos mă spară de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut. Așa când dreptești tu cu cuvintele tale și gritor când vei judeca dreptul. Ea când fără de legi m-a săvizit și în păcate m-a născut Maica mea, că ea Tatăl l-a iubit, cel de-a arătat și cel de-a ascuns a înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Propriu din cui stop și voi, când zice că noapte nici mai toți de zăpada nu voi albin. Auzul meu de da bucurie și veselie, curase orboase de creștere. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele șterge. Inima curată zărește într-o mine Dumnezeule și duc drept înoiește în cele din următoarele mele. Nu mă delectare la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu va de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și urță de viitor mă întărești. Învăța pe că cei fără de lege creide tale și cei necrăciuni la tine se vă întoarce. Zărește-mă de păsarea sângele Dumnezeului Dumnezeului mântuirii mele. Bucureați-vă limba mea de dreptate ta. Doamne, buzele de deschide și gura mea va vesti laudă ta. Că de fiul șeful ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Șefa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima frântă și smerită, Dumnezeu nouă a otisit. Vă voi bine, Doamne, într-o bună păirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi șerpa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune în altarul tău mișterii. Sfinților, Mulțumim! totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce este bun și ce este frumos, fără nu mai rogui frații împreună, ca mirul pe cap, ci se coboară pe barba, aceasta pe este barba Sfinților lui, care se coboară pe barba, lui Aron, care se coboară pe barba veșmintelor lui. Aceasta este canoa Ermodului ce se coboară pe munții Sionului, unde este unirea cu Atorul și Domnului, binecuvântarea și viața până în viață. Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Apostole Sfinte și Evangheliste Matei, roagă-te milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de păcate sufletului. Și evangheliste Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Apostole Sfinte și evangheliste Marcu, roagă-te milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de păcate sufletului. Și evangheliste Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Apostole Sfinte și evangheliste Luca, roagă-te milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de păcate. Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Apostole Sfinte și evangheliste Ioan, roagă-te milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de păcate sufletului. tăria ta, Sioane, și vezi, și tu, Ierusalime, cetate sfântă, să-ți broacă slava ta. Atâția din corul ce toate lumii și acum sunt dragă Sfânta Masă. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum a jurat Domnului și a jugăruit Dumnezeului Iacov. Nu voi injura în locașul casei mele, nu voi sui pe patul meu de odihnă. Nu voi da somnului mei și genilor mele lumitare, și odihnă tâmplelor mele în ce nu voi afla loc Domnului, locașul Dumnezeului Iacov. Iată, am auzit de chivotul ei și de nefrata l-am găsit în țarina lui Iacov. Intra în locașurile lui, în închinare, până la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, în joadica ta și cu dușniții tale. Preoții tăi, Doamne, se vor îndrepta în dreptate și cu ioșii tăi, cu ei se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău să nu întorci fața ursului tău. Gradul s-a Domnului dat și prevărul și nu va le vedea. În rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău. De vor păzi fiii tăi legământul meu. Și mărturile acestea ale mele în care îi voi înălța pe ei și fiilor vor ședea până în veac pe scaunul tău, că a ales Domnul Sionul și el a ales locuința lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului. Aici voi vorbi că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecânta foarte pe săracii lui, îi voi sătura cu pâine. Pe preoții lui voi îmbrăca cu mântuire și cu ghioșii lui cu mânturie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David. Pe vita înfăcărie unsului meu, pe vrășmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar peste dânsul va pluni sfințenia mea. Cu sigiliul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește, binecuvântare noastră, într-o milă de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind-o jertfește din tot cel mai prețos de cer, primite-ne nouă harul prea Sfântului și de viață păcătorului Tău, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în raiul pe harul, și pe scaun ai fost purtată și cu Duhul, toate umplându-le ceea ce ești necoprit. Ca un purtător de viață, ca un purtător de rai, s-a arătat mormântul Tău și zborul învierii noastre. Iar și iar cu umilință plecând genunchii noștri, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule, Cel ce ești fără de început și pururea veșnică, care toate dintr-un nimic, într-un ființă le-ai adus, care locuiești într-o lumină cea neapropiată și cerul ai scaun, iar așternut picioarelor pământ, care într-un sfinț și într-un tot lăudații apostolului ai noit slujba ce-a dus și darul corpului cel adevărat, și prin trâșii Sfintele Biserici și jertfele Tale, Doamne, a puterilor tot pământul ai așezat, ca să-ți aducă ție jertfe sfinte și fără de sânge. Cel care a binevoit a se ridica biserica aceasta în numele Tău, Dumnezeul nostru închinat în trăime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Împărata Sa slave însuși fără de moarte și dătătorul de lucruri mari. Auzi-ne pe noi, păcătoși, care ne rugăm Ție și trimite pe prea Sfântul Duh cel închinat și atotputernic, ca să sfințească biserica aceasta. Umple-o pe ea de lumina Ta cea veșnică. Alege-o rocașție, fă-o scauna slavei Tale, împodobește cu darurile Tale cele dumnezeiești și mai presus de lume. Fă-o să fie lumina celor înveferate, lecuire celor pătimitori, bolnavilor scăpare, diavolilor înfricoșare. Să fie ochii Tăi îndreptați spre ea ziua și noapte și urechile Tale luând aminte, spre rugăciunile celor ce cu frică și cu bună cucericie vor intra în ea, și vor chema tot cinstitul și preaslăvitul Tău în lume. Oricât de vor cere de la Tine, Tu se auzi în cer, să faci milă, să le fii milosiv lor. Păzește-o pe ea până la sfârșitul veacului neclintită, iar jertfelnicul ce ridicat aici arată să fie Sfânta Sfintilor, cu lucrarea și cu puterea Duhului Sfânt. Preamărește-l mai mult decât jertfelnicul legii cele vechi, ca să ajungă jertfele ce se vor săvârși pe ele în Sfântul și cel mai presus de cerul și înțelegătorul Tău jertfelnic. Și ne dă nouă darul umbririi Tale cele prea curate, că îndrăznim, Doamne, nu pentru slujba nevrednicilor noastre, ci pentru a Ta negrăită bunătate. Apără, mântuiește, miluiește, ridică-ne și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, Sfânta, curată, prebiecuvântată, slăvită stăpână noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Miluiește-ne viața și toată viața noastră, pe Hristos Dumnezeu să o dă. Și într-o sfinții cinstiții mucenici care pentru Tine au pătimit, te odihnești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gândit de primiți lume luminează-te, luminează-te, Doamne, Ierusalime, că slava Domnului peste tine a sărit. Ai luasă biserică toată lumea din această biserică. Să Dumnezeu nostru, Dumnezeu Dumnezeilor și Domnul Domnilor, Dumnezeule Sabaot, Făcătorul și Stătitoare al făpturii celor văzute și a celei nevăzute, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, care știi în inima poporului Tău Israel, care se-a apătat de la Tine adevăratul Dumnezeu către Dumnezeii cei străini și mincinoși, și voi să-i scoți de la înșinăciunea idolească și să păstrezi totdeauna fără abatere în cunoaștere slujirea Ta a unui adevăratului Dumnezeu, cu amenințare i-a oprit să-și facă chipuri și asemănări potrivnice ție adevăratului Dumnezeu, spre a se închina și a sluji lor ca Dumnezeu, iar asemănări și chipuri prin care să se slăvească nu Dumnezeii străini cei mincinoși și fără de viață, ci numele Tău cel preasfânt și de mare cuvință, al unui adevăratului Dumnezeu care s-o socotind a nu fi destul poporului Tău numai scrierea și sământului și a legii. Ai poruncit prin plăcutul Tău, Moise, să se facă mai întâi chivotul așezământului din lemn neputrezitor, învelit de aur, asemenea celui arătatului pe munte, iar în el să se pună tablele legământului, năstrapa cea de aur și toiagul lui Aaron, și deasupra lui să se pună doi cheruvim cu sud și doi cheruvim la unghiurile curățitorului, și apoi în templul cel zidit ție de Solomon, doi cheruvim din lemn de chiparos îmbrăcați în aur. Și deși erau lucruri de mâini omenești, ai poruncit să fie cinstite cu frică și cu cutremur și cu închinare cuvincioasă și cu tămâiere și cu rugăciune înaintea lor, ca pe niște semne ale sălășluirii Tale cu oamenii și ale slavii Tale, și ca pe unele ce au în ele și arată prin ele aducerea aminte de proslăvitele Tale minuni și binefaceri. Și acea cinste ai primit-o cu milostivire, ca dată Ție însuți, pe cei care nu le-au cinstit după datorie, în felurite chipuri ai pedepsit ca pe Ozia, iar descoperirea cinstitelor chipuri plăcute lui Dumnezeu, de cele urâte de Dumnezeu ai arătat-o în vremea lui Eli, preotul judecătorului Israel, iar în sfârmarea idolului Dagon și în rănirea celor de alt neam, iar când a venit plinirea vremii, ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, cel născut din femeie. Asemenea preacuratului Tău, chipunând macrama pe dumnezeiasca sa față, și ai trimis-o lui Avgar, domnul Edesei, și prin ea l-a vindecat din neputință și tuturor celor care se apropiau de ea și se închinau cu credințele de ea, prin lucrarea sa cea minunată, nenumărate vindecări și multe binefaceri. Deși noi, o prea bună și prea durate stăpâne, Doamne, în această sfântă biserică a Ta, înaintea slavei Tale, am așezat cu cinste aceste chipuri ale iubitului Tău viu, într-o pomenirea mântuitoare în rugări și a preaslăvitelor lui minuni, a pătimirilor și răstignirii și a morții și preaslăvitei învieri și a înălțării la ceruri și ale tuturor binefacerilor lui, pe care le-a arătat neamului omenesc, fiind pe pământ și despre care lămurit reînsorosește dumnezeiască Evanghelie. De asemenea, am așezat icoanele preacuratei sale mari, ale cele mai cinstite și mai înalte decât toată făptura și a cele mai plăcute Ție, rugătoare și mijlocitoare pentru noi, încât și ale îngerilor și ale prorocilor și ale apostolilor celor dumnezeiește glățuitori, ale ucenicilor și ale ierarhilor și ale cuvioșilor și ale tuturor sfinților, ale unor plăcuți slujitori credincioși de aproape prieteni ai Tăi și care sunt adevărate chipuri ale Tale, nu dumnezeim, ci știind că cinstea chipului se înalță la Cel care se închipui pe El. De aceea, căzând cu o sârdie, ne rugăm, caută, Doamne, cu milostivire asupra noastră și asupra acestor icoane și pentru arătarea în trupa iubitului Tău Fiu și a toată mântuitoare și dumnezeiască lui economia întrupării, pentru pomenirea și slava Lui și pentru rugăciunile preacurate și prea binecuvântate țarii maici, ale Sfintelor Cereștilor și netrupeștilor puteri, ale cinstitului proroc înainte mergătorului și botezului Tău Ioan, ale dumnezeieștilor răsuitori proroci, ale purtătorilor de Duh Apostol, ale binevoitorilor mucenici și ale ierarhilor, cuvioșilor, dreptilor și ale tuturor sfinților Tăi, într-o acolo cinste și pomenire au fost ugrăvite acestea, primite asupra lor binecuvântarea Ta cea cerească și harul preasfântului Duh, și le binecuvintează și le sfințește. desfășurare asupra acestui sfânt chip nefăcut de mână, prin atingerea preasfinte și preacuratei fețe dumnezeiești a unei în Fiului Tău, pentru ca și prin ele să se lucreze puteri și din noi, spre întărirea credinței ortodoxe și mântuirea poporului Tău. Iar tuturor celor ce înainte acestor icoane se vor închina Ție și unuia în Fiului Tău și preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh și cu o sânde se vor ruga cu credință și vor cere să afle milă și în rugăciunea cea către Tine vor chema cu credință pe Sfinți, ca pe adevărații Tăi slujitori și prieteni de aproape, în numele cărora ai făgăduit să primești și un pahar cu apă care se va da și cu milostivire să răsplătești cu plata prorocului sau a dreptului sau ucenicului și a celor ce la nenorociri, necazuri sau nevoi și la toate cerurile lor vor căuta la aceste icoane ale lor. Fă ca să le fie ascultate rugăciunile lor și cerurile lor celor posâde să dobândească mila iubirii Tale de oameni și le dă iertare de păcate și îmbrănicește să primească carul Tău. Să fie sfinția noastră, Ție slavă înălțăm, împreună și unuia în Fiului Tău și preasfântului și bun de viață făcătorii Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Sfintei Atotputernicei și de viață făcătoare Tăi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Peste Sfinții Tăi Apostoli și peste cuvioșii și părinții noștri, după multa Ta iubire de oameni, ne-ai învrednițit să ajungă și până la noi nevredniții robii Tăi. Pentru aceea ne rugăm Ție să punem mult milostive, umple de slavă și de sfințenie și de dar jertfernicul acesta, ca să se prefacă jertfele acelea fără de sânge și se vor aduce Ție pe el, în preacuratul trup și cinstitul sânge al unia născut Fiului Tău, al Domnului și Dumnezeu și Dumnezeul nostru și Hristos, în întâlnirea dreptului Tău, popor și a nevrednicei noastre. Tu ești Dumnezeul nostru, Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. De foc din cer a trimis pe Duhul cel preasfânt spre Sfinții Săi ucenici ai apostoli. Hristos adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile preacurate, mari ale Sfinților cu tot lăudatul apostol, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului Ierah Nicolae și tuturor Sfinților, ale Sfântului Binecredincios, Voivod Moldovei, Ștefan cel Mare și a tuturor Sfinților Români, să ne minuiască, să ne minuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. În Sfinților Părinților noastre, Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. mulțumim lui Dumnezeu că ne-a îmbrădăcit să fim astăzi împreună și așa ne bucurăm pentru faptul că astăzi e salva de mărgăritare sfinte ale Bisericii lui Hristos în general și ale eparhiei noastre în particular. Nu vă pot spune a câta biserică, mai ales în 20 și ceva de ani de când Bunul Dumnezeu m-a îmbrădăcit în această demnitate de întâi stătător al acestei eparhii, câte biserici s-au pus în circulație, înnoite, reparate și marea majoritate noi. Ceea ce se însemnează că biserica este vie. Să dăm slavă lui Dumnezeu că facem parte din această biserică vie. Însă, ca și o grădină, biserica trebuie îngrijită, trebuie permanent înnoită, ca Duhul Sfânt care a pus-o astăzi în calitate de poarta cerului și loc de întâlnire de Dumnezeu să fie permanent așa. Nu poți intra într-o casă care este murdară. Nu poți intra într-o grădină unde cresc poruiele. E bine, după ce îngrijești, după ce pui în noire și îmbraci în haină înnoită acel locaș, atunci, bineînțeles, te bucuri și bucuria este bucuria deplină, pentru că adaugi cărămida ta la edificiul spiritualității și credinței înaintașe. Pentru aceasta mulțumim din Dumnezeu, mulțumim celor care au făcut această zi, această sărbătoare, mulțumim părintele din paroh care s-a străduit alături, iată de la copii, de la primar, la văcar, de la notar, la portar sau portar, oricum prețulos, dar copiii aceștia care au împodobit și au coronat biserica, e bine, astăzi se bucură, își vor aduce aminte, poate peste ani și ani, că au participat la aceste evenimente istorice. E bine, Dumnezeu să le ajute și să își amintească de această zi și această zi să fie minunată în Sfinții lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Părintele Protocol și Părintele Paroh mi-a dat însărcinare să înmânesc personal această diplomă de vrednicie celui care se preocupă de corala aceasta și felicitări. Deci, dacă corala este tânără, deci așa trebuie să fie și dirijorul ei. Deci, în biserică nimeni nu este bătrân, ci tânăr de toate vârstele. Așa că vă oferim și această icoană ca să o așezați într-un loc frumos, pentru faptul că este Sfânta Trăime. Și Sfânta Trăime este peste tot și nicăieri dacă nu crede în Trăime. Dar, în orice caz, copiii mei, deci ridicați, cum ridic eu diploma aceasta, ridicați și vă lumânările sus, în semnul învierii și a reînvierii. Să fiți cu toți binecuvântați și, în mod excepțional, să cântăm astăzi Hristos a înviat.